Curatorul acestei expoziții este colegul nostru, membru al Uniunii Artiștilor Plastici de la Bacău, Liviu Nedelu. Este o expoziție itinerantă, ea a avut un vernisaj la Focșani, la Galeria de Artă din Focșani, la Căminul Artei București. Astăzi o vernisăm aici, în Bacău, și va avea un vernisaj la Cupola Iași, Galeria Cupola Iași, și la Muzeul Național de Artă al Republicii Moldova, în aprilie-mai. Mai mult despre expoziție, rog pe colegul meu, Iulian Bucur, să vă spunem. Mai întâi vreau să îi mulțumesc lui Liviu Nedelu pentru acest privilegiu, pentru faptul că astăzi la Bacău s-au adunat atât de multe și bune lucrări. Și să vă spun că această expoziție mă duce cuvântul la un fapt, la faptul că, iată, 11 oameni se hotărăsc să nu mai vorbească prin cuvinte, 11 oameni, artiști plastici, sculptori, pictori și graficieni, se hotărăsc să abandoneze cuvintele, se hotărăsc să abandoneze discursul acesta cu subiect și predicat, și încearcă acești 11 oameni să vadă dacă nu există un supralimbaj, dacă nu există ceva deasupra cuvintelor, dacă nu există ceva încă mai bun de a comunica, dacă nu există niște semne universale, niște semne care circulă repede, care, iată, pot ajunge chiar până la noi, până la noi, aceștia mari, până la dumneavoastră, aceștia mici, și să grăiască, să spună încă mai bine decât ar fi putut o face cuvintele. S-a chemat acest eveniment simpozion și s-a mai chemat tabără. Îmi place mai mult cuvântul simpozion, pentru că e un cuvânt vechi, un cuvânt care are o poveste, are o istorie. În Republica Moldova, cartea despre banchet s-a tradus mai frumos încă decât la noi, s-a tradus ospățul. La noi, într-adevăr, s-a tradus prin banchet. Și e vorba despre o discuție pe care au avut-o niște greci despre cel mai bătrân dintre zei, despre primul dintre zei, despre Eros. Au stat aceștia, grecii, întinși la masă și au vorbit despre toate nenumăratele fețe ale lui Eros. Eros, cel care pune lucrurile la un loc. Eros, cel care construiește lumea. Eros, cel care trăiește în subteran și se ridică năvalnic. Eros care ne apropie și Eros care ne desparte. Vă invit să treceți repede 2000 și ceva de ani și să ajungeți la Lepșa, în Vrancea, unde 11 artiști, ca și acești greci, probabil au vorbit despre pictură, despre sculptură, despre grafică, au vorbit despre posibilitatea semnelor de a unifica lumea, sau dimpotrivă, de a o diversifica, de a o identifica, de a așeza în dreptul ideilor semne, de a așeza în dreptul ideilor altceva decât cuvinte, ceva care sunt supra cuvintele, supra semnele. S-ar putea să vorbesc despre toți cei 11 care au lucrări aici și aș vrea măcar să le citesc numele și să le spun, să spun măcar o cheie. Și această cheie o oferă elevilor mei care se află aici. Dar nu e, e numai una dintre nenumăratele chei care deschid o expoziție.
la discuția care a avut loc acum multe mii de ani, s-a hotărât că există foarte multe fețe ale acestui zeu și există nenumărate posibilități de a-l înțelege. Și vă spun că aceasta este și lecția pe care vă o predau astăzi. Există nenumărate fețe și căi de a înțelege și de a lua în proprietate o